Bine ați venit la o ediție specială Inspirational Talks, direct din studioul KPMG din București. Eu sunt Mădălina Racovițan, sunt partener la KPMG și conduc divizia People Services și am astăzi onoarea de a modera această discuție. Suntem foarte privilegiați să avem niște oaspeți extraordinari ce au venit la noi direct din Japonia. În primul rând, aș vrea să-l prezint pe domnul Tetsuya Kaida, un lider vizionar renumit în întreaga lume pentru activitatea sa în domeniul inovației și a strategiei. Îl am de asemenea alături de mine pe Satoshi Siguro, un distins expert în domeniul tehnologiei și al dezvoltării sociale, care a contribuit la proiecte globale ce au avut drept scop crearea de valoare socială prin intermediul business-ului. Nu în ultimul rând, îi avem astăzi alături de noi doi colegi, Cristian Vlad. Bine ai venit, Cristian! Cântat. Partener la KPMG Japonia, Cristian are o experiență bogată în consultanță pentru companii japoneze și internaționale și, evident, nu în ultimul rând, îl avem alături de noi pe Kohei Azuma. El este un partener în KPMG Japonia, care în prezent lucrează la KPMG Belgia și este liderul KPMG Japan Desk în Bruxelles. Vă mulțumesc tuturor că ați venit și că sunteți alături de noi și că avem ocazia să avem această discuție. Bine v-am găsit! Aș vrea să încep cu domnul Kaida. Kaida-san, sunteți nu pentru prima dată în România, sunteți la a patra, a cincea vizită în România. Ne bucurăm că ați revenit. Cum vedeți România de data aceasta? Ce simțiți când veniți în România? România, eu o să 何度もお越しになられたと聞いてますが、今回はどのような印象ですか、ルーマニアに来られて。ちょっと今まで、ね、来たのと随分違うなということだと思うんですね。大変光栄というか名誉なことで、明日こちらの大学で、なんか名誉なものをいただけるということで、今まで、そういうことでね、来たことがなかったので、 Sunt în România, mâine voi participa la un eveniment la Universitatea ASE, unde voi primi titlul de doctor honoris causa. Am mai venit de câteva ori în România, de fiecare dată când sosesc în România, mă simt foarte acasă. Vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Hai, lăsă-o. すごく不思議なんですけども、こちらに来る理由がね、変わると同じ場所に来てるんですけどね、感じる風が変わるんですよね。あるいは食べてるものの味が変わって感じるんですよね。まあ、自分もまだ人間だなと思うんですよね。そんなことですかね。De fiecare dată când vin în România, vin pentru alt motiv. Și de fiecare dată când sunt la dumneavoastră în țară, am senzația că redescoper ceva nou, mâncare nouă, oameni noi, experiențe noi. Mă simt uman, mă simt ca un om, mă simt în elementul meu de fiecare dată când vin în România. Mulțumim și noi, ne bucurăm să vă avem din nou în România. Aveți o experiență foarte bogată în domeniul inovației, așa cum spuneam, și vedem pe ecran o imagine cu un monument, un display pe care dumneavoastră l-ați creat și l-ați gândit, l-ați construit. Puteți să ne explicați un pic despre ce este vorba? イギリスのね、グッドウッドフェスティバルオブスピードという、モータースポーツの歴史的な祭典だと思うんですが、その時にトヨタでね、出展をしたものですね。で、あれは会社さんがやったんですかってよく聞かれるんですけども、僕がやったのは、ああいうものを作る時の一番最初のコンセプトですね。かける風ですね。かける風。 風がこう駆け抜けていくっていう、かける風っていうコンセプトを考えるということを、そういうことを僕はいつもやるんですけども、それがああいう形になったということですね。はい。 Este un monument de la Festivalul Vitezei de la Goodwood Festival of Speed. Toyota era sponsorul principal în anul acela și am fost invitat să ne ocupăm de crearea spațiului central.
toată lumea mă întreabă dacă eu am fost designerul. Nu sunt eu designerul, eu sunt persoana care a gândit conceptul și am plecat de la ideea vântului. Bate vântul foarte puternic prin Asia, mă gândeam prin Anglia, ne gândeam tot timpul cum ar fi dacă mașinile ar putea fi aduse pe aripile vântului. Wow. Și sper că vă inspiră, vă dă sentimentul de mașină pe aripile vântului în Marea Britanie la Festivalul Vitezii, monumentul pe care l-am creat. Wow, într-adevăr, e super inspirațional. Și până la urmă, știm despre Japonia sau ce percepem noi despre Japonia este faptul că e o țară cu foarte multă tradiție și cu foarte mult tradiționalism. Cum apare inovația în acest context în Japonia și în cultura japoneză? Cum vedeți inovația? De unde vine inovația? Tradiția poate fi un motiv pentru care creativitatea nu are loc de ajuns de rapid, dar totodată ne putem uita la tradiție ca un loc de inspirație pentru idei noi. Fiind vorba de display-ul de la monumentul de la Festivalul Vitezei din Anglia, ăsta este un exemplu viu de ceea ce vreau să vă comunic. Mă uitam la porțile tradiționale de la templele Shinto din Japonia, se numesc torii, și mă gândeam cum ar fi, cum se simte vântul care trece pe sub porțile respective. Cum ar fi dacă aș putea comunica senzația vântului care trece pe sub porțile torii din fața templelor Shinto la un eveniment în Marea Britanie unde toată lumea vine să admire mașinile de viteză. Ăsta este un exemplu personal unde am simțit într-adevăr că tradiția mă inspiră să vin cu idei noi, să vin cu idei care sunt ancorate în istorie, dar totodată într-o realitate modernă. Vin după aia. Cristian, dacă tot vorbim de inovație și tradiție, tu ai foarte multă experiență lucrând cu companii japoneze și companii internaționale, adică ai văzut foarte multe organizații în cariera ta. Cum ți se pare ție că stau lucrurile din perspectiva aceasta inovației în companiile japoneze? Cu ce e diferită față de celelalte companii globale, să zicem? Este alt mod de gândire în ceea ce privește gestionarea inovației. Japonezii sunt, după cum a descris și domnul Kaida mai devreme, ancorați în tradiție. Totodată sunt un popor foarte emotiv. Sunt un popor care se gândesc la ce urmează după aceea.
nu este doar cosmetică, nu este doar inovație de dragul inovației. Bineînțeles, toată lumea cunoaște Kaizen, Just in Time, sunt elemente pe care le învățăm la școală. Japonia modernă s-a dezvoltat mult. Este deja în altă epocă a inovației. Lumea se uită după elemente noi, după inspirație nouă, se uită pentru caută elemente de inspirație în alte țări, nu numai în Japonia, și au dat seama că piața este globală. Cumpărătorii de produse japoneze, piața produselor japoneze este practic întreaga lume. Și am constatat că sunt foarte multe organizații japoneze care încearcă să creeze produse noi, soluții noi, pentru o piață diferită, o piață altfel, dar venind totuși cu ceva tradițional, ceva emoțional, ceva autentic din Japonia. Foarte interesant. Și aș vrea să-l întreb și pe și pe Isiguro-san. Vorbiți mult despre social value și m-ar interesa să înțeleg cum percepe lumea de business din Japonia acest social value. Care-i relevanța pentru companii ideea de social value și cum creează social value? 日本企業にとってはその社会価値的なものとかですね、社会インパクトみたいなものとか、なんか感じられることありますか？そうですね。特に世界でよく言われるのが、誰かリーダーシップが強い力を発揮して、世界を変えていこうということはよく言われるんですが、特に日本においてはあまりそういうことを心よく思わない人たちが多いんですね。というのは、 僕らが目にしているとても大きな動きだったり、政治的な活動を含めてなんですが、誰か強いリーダーシップを発揮しているということは、あまり世界のために良くならないというふうに考えるのが根底にあります。それは、僕らが子供の頃から慣れ親しんでいる文化っていうものがあるんですけど、それは、木や森や川、山、岩、それぞれに神様が宿っているという考え方をするんですね。なので、僕らにとっては、その大きな自然の中で生かされているという前提があります。 なので、一人の人間が強いリーダーシップを発揮するよりも、僕たちはその偉大な自然の中で生かされていることを、その次の世代につなげるということを、まず主題に考えます。なので、僕たちは人生を生きながら、やがて絶える自分の命の次をつなぐためには、自分たちの環境だったり、社会だったり、家族だったりというのを育んでいくということを前提に考えるので、そういう意味では、ソーシャルということだけではなくてですね、ネイチャーも含めた全てのことで、 僕たちは価値というものを改めてこうタンジブルなものではなくて文化的なものとして保存するということに重きを置いているということができるかなと思います。 Probabil cel mai simplu de explicat ar fi o paralelă între leadershipul tradițional vestic și leadershipul din Japonia. În lumea vestică, un lider puternic este considerat a fi un lider bun, un lider cu putere de influență. În Japonia, o persoană cu prea multă personalitate nu este prea bine văzută. Cu cât este mai puternic liderul respectiv, cu atât nu reușește să creeze legături emoționale puternice cu lumea din jur. În Japonia, noi considerăm că inovația adevărată este cea care este legată de societate și de natură. Când spun natură, mă gândesc la absolut orice din jur. Copaci, pădure, râuri, munți, tot ceea ce ne înconjoară. Mediul înconjurător este locul nostru de activitate. Dacă reușim să creăm ceva bun de impact pentru mediul din jur, pentru natură, pentru oameni, pentru societatea mai largă, atunci, într-adevăr, am venit cu un produs bun, cu o soluție care este binevenită pentru lumea în care trăim. Atâta vreme cât nu reușim să facem lucrurile acestea, probabil trebuie să mai lucrăm un pic la dezvoltarea produsului, a soluției sau serviciului respectiv. Și crezi că ăsta ar fi un avantaj competitiv pentru companiile japoneze față de celelalte companii? Nu știu, faptul că se uită atât de mult din perspectiva asta a naturii, a mediului care ne înconjoară. Ok, toată lumea vorbește despre mediu, știm de ESG, a devenit un buzzword în perioada aceasta, dar cred că e ceva mai mult decât ESG. În ceea ce spun invitații noștri legat de comuniunea asta și legătura pe care o au oamenii din Japonia cu natura. Nu știu. Da, aici cred că intervine un avantaj competitiv foarte interesant, pentru că se vorbește de o realitate dincolo de buzzword-uri.
dincolo de ceea ce se aude pe peste tot despre ESG, despre sustenabilitate, carbon neutrality și așa mai departe. Este o valoare intrinsecă, este o valoare care vine din modul de gândire, din viața de zi cu zi, din felul de a fi al japonezilor și modul în care creează. Bineînțeles, că tot am discutat despre avantaj competitiv, vedem din ce în ce mai puține produse japoneze pe piața internațională, deoarece Japonia, din punct de vedere al digitalizării, nu este așa de avansată, precum țările din jur. Lucrăm încă la digitalizare, lucrăm încă la abordarea, la implementarea tehnologiei moderne. Totodată, cu cât ne digitalizăm mai mult, cu atât avem nevoie de o lume analog, o lume a emoțiilor, o lume în care să ne regăsim. Nu în spațiuri, nu neapărat în spații virtuale, dar într-o realitate care este încântătoare, o realitate care este bună, plăcută pentru toată lumea. Și asta, nu știu, cumva simți că lucrul acesta și relația cu mediul înconjurător, cu natura, cu emoțiile, e ceva care începe încă din educația timpurie a copiilor? Cu siguranță. Ce diferență? Sau, nu știu, tu ai și experiența României și a Europei. Care ți se pare că e diferența semnificativă din punctul ăsta de vedere? Respectul față de natură, respectul față de oameni, față de societate, este implantat foarte devreme în educație, în sistemul japonez. Ați văzut mai devreme, am avut o situație chiar aici la KPMG, unde am avut copii din Elveția care pur și simplu erau super încântați să învețe de la o persoană cu experiență mai multă, mai mare, mai profundă de viață, cum este domnul Kaida din Japonia, și îl sorbeau din ochi. Da. Acesta este un lucru care se întâmplă natural, firesc în Japonia. Am văzut în alte țări atât de multe situații unde copiii se duc la masă cu părinții și își pun căștile pe urechi în restaurant, la masă. Lucrul acesta nu o să-l vedeți în Japonia. Pur și simplu pentru că respectul față de om, respectul față de conversație, respectul față de tot ce se întâmplă în jurul nostru în momentul respectiv este implantat atât de devreme încât curiozitatea intelectuală ajunge să se dezvolte de la o vârstă foarte fragedă. Wow, e super interesant și cred că avem multe de învățat din perspectiva asta. Azuma-san, you are a Japanese in Europe, working in Europe already for more than a year, as far as I understand. How do you see, you know, Europe from a Japanese perspective and how can, you know, European businesses, you know, get inspired by Japanese businesses? Is in Japanese is okay? So of course, please. Yes, please. I think the 日本企業は、あの、まあ、ものすごく特にブラッセルに今いますけれどもすごくあのトヨタさんも含めてリージョナルヘッドクォーターが進出してきていてで、まあ、特にもしかしたらさっきお話上がったかもしれませんけど、まあ、ESG みたいなトピックが非常にあの欧州では特に西欧の方では非常に、まあ、レギュレーションもあの非常に厳しく次から次へと、まあ、起こってきてで、まあ、そのレギュレーションがこう日本本社でも対応しなければいけないみたいなそう難題がどんどん降り注いでくる中で、まあ、日本企業はあのやはり、まあ、トヨタさん、まあ、ソニーさん含めて非常にこうテクノロジーを非常に強みを持っていますしあとデジタライゼーション、デジタルトランスフォーメーションみたいなところっていうのは、あの、ある種非常に、あの、進んでいる部分も、あの、あると思ってまして、まあそういったところが、あの、欧州の企業に対して、あの、特にその変革を起こす、一つの、なんていうんですか、重要な要素として、あの、参考になる部分が非常にあると、まずは思ってます。Eu acum locuiesc la Bruxelles, lucrez pentru KPMG în Europa, ocupându-mă în principiu de companii japoneze. În jurul meu sunt foarte multe companii japoneze care au cartierul general pentru Uniunea Euro, pentru zona euro la Bruxelles. Toyota este una dintre ele. Lucrăm la multe proiecte împreună. S-a discutat mai devreme despre ESG, bineînțeles, că lucrăm și pe domeniul acesta. Sunt din ce în ce mai multe noi reguli, regulamentări în zona euro, pe care trebuie, bineînțeles, să le înțelegem, să le respectăm și totodată, uitându-ne la tehnologia pe care o avem în Japonia, la experiența pe care o avem în Japonia pentru a crea produse noi, servicii noi,
soluții noi pentru societate. Cred că am putea colabora cu multe companii din Europa pentru a crea valori noi pentru viitorul zonei euro. Ok, mulțumesc mult de tot. Kaida-san, aș vrea să mă întorc la dumneavoastră și să discutăm un pic despre leadership. Știu că predați leadership la universitate din Japonia. Aveți cursuri pe această temă la universitate. Ce învățați pe studenți despre leadership?大学さんは今大学でリーダーシップのクラスを担当されてると聞いてるんですけれども、そのクラスで学生に何を伝えてらっしゃるんですか。さっきの話聞いてですか。いや、まあリーダーシップはね、僕はまずあの人にリーダーシップを教えられるということはないなと思うんですね。自分があの なんか良きリーダーだと思ったことは一度もないのでなんですが、学生たちにまあそうは言っても授業ですから、10回の授業があるんですけれども、もう全部出てこなくていいよっていう話を本当にしています、最初に。それで、まあそれでもね、5分の1ぐらいの学生は出てくるんですね。まあだからそこで、その、本人たちがね、 何かを知りたいとか学びたいと思うかどうかということが、やっぱり僕にとってはすごく気になるっていうことですね。まあだから、出てきてくれた子たちには、僕自身が、まあトヨタにね、 30年ぐらいいたんですけど、その中で、いろんなリーダーシップには出会ってるなと思うんですね。それを本当に包み隠さず、 その時のことを話します。でも時代が変わっているので、まあ今だったらそれがどうなるんだろうということは、なるべく話すようにしているんですね。まあそれと、話し続けていいですか。まあ訳していいですか、今まで。はい。Din punctul meu de vedere nu există o formulă perfectă pentru leadership. Motiv pentru care la cursul de leadership de la Universitatea de Tehnologie din Nagaoka, eu încerc să-i ajut pe studenți să se gândească la formula care le priește lor cel mai bine de leadership. Le-am împărtășit faptul că am lucrat la Toyota, în cartierul general, în mai multe divizii, pe o perioadă de 30 de ani, ba chiar mai bine de 30 de ani, și am avut diferite roluri de leadership, dar n-am fost tot timpul lider. Am avut alți lideri în jurul meu, am văzut tot timpul diferite metode de leadership. Încerc să-i ajut pe oameni să înțeleagă că nu există o singură soluție, nu există un singur model, ci nu există un model perfect. Motiv pentru care la cursul meu, de fiecare dată când intrăm în profunzime pe subiectul acesta, încerc să-i încurajez pe studenți să se gândească la ce elemente de leadership ar fi relevante pentru următoarea generație, pentru timpurile lor. Ceea ce am făcut noi până acum nu este neapărat un model pentru cei din jur. Le arăt ce a funcționat, le arăt ce nu a funcționat, dar îi încurajez să se gândească cu propria minte. それで最後の授業に、60年前なんですけども、ビートルズのね、A Hard Day's Nightという映画があるんですが、それをね、みんなで見るんですね。で、その最後の授業は、 学生たちは全員出てきます。全員出てきて誰も眠らないんですよね。それはね本当に素晴らしいことだなと思います。で、その最後みんなでビートルズを見た後に何人かは、カエラさんこの後どうしますか、一緒に昼ご飯行っていいですか、あ、行きましょうってランチに行くんですね。その時に彼ら彼女たちと話すことが すごく楽しいんですね。つまり同じ側に立って、見たものに触発されて何かを語り合っているということですね。だからもう僕が何か語らなくても、学生たちは、いろんなことをもう勝手に語りますね。で、さらに願わくば、そのうちのまた何人かは、今日の夜、カエラ先生また温泉行きますかって言うんです。<笑> いや、もうぜひ温泉行きましょう。温泉に行って露天風呂に浸かって、そういえば今日の
お昼のあのビートルズの話ですけどもと言って、そこからまた時間が経過するともっと違うことを思いついたりするんですね、学生たちが。そういえばビートルズと全然関係ないんですけど、こういうことが実はあってって、その話がすごく面白いと思うんですね。まあそんな風に何て言いますか、あのまあリーダーシップに限らずなんですけど、事業は何かのあの呼び水になればいいと思うんですよね。あのそれは私はあのいざなうっていう言葉をよく使うんですけれども、何かをその押し付けるんではなくて、あの本人たちが自分の心の声として何かこう中から出てくるようにいざなってあげるということができるといいなと思います。まあ僕にできることはやっぱり それだけかなというふうに思ってます。はい、cursul meu de leadership nu este un curs la care să te duci să aduni informații și să verifici dacă tot ce este pe lista necesară a fost bifat. Este practic o invitație. Este o invitație să gândești, să simți, să explorezi, să vezi cum este să fii într-adevăr un lider. În cursul nostru predăm, avem 10 sesiuni. A 10-a sesiune, în a 10-a sesiune, practic, noi ne uităm la un film. Este un film, A Hard Day's Night, care arată, descrie Anglia de acum 60 de ani. Beatles apare în filmul respectiv. Pentru mulți dintre studenții mei, Beatles face parte din cu totul și cu totul altă generație. Dar toată lumea pleacă de la filmul respectiv cu zâmbetul pe buze. Și invit mereu să se gândească cum ar fi dacă tu, ca un lider, ai reușit să creezi din cea mai grea situație o experiență de la care lumea să plece cu zâmbetul pe buze. Și fără să vorbim foarte mult despre gapurile dintre generații, despre discrepanțele din așteptările fiecăror grupuri sociale, încerc să le insuflu ideea că un lider bun este un om care știe să inspire, care știe să ajute, care știe să invite oameni diferiți să vină împreună să creeze valori. Deci e până... で、あの、まあ、そこまでが僕にとってのメニューなんです、ね、でちょっとアディショナルなのがあって、ところでビートルズはもうすごくいいけど、あのワカンダフォレバーもね、ブラックパンサーという映画があって、あ の,、はい、のワカンダフォレバーっていうあの2作目があるんです。あれもみんな見た方がいいよと。でリアーナさん の, あの Lift Me Up という曲があるんですけどそれを聞くといいよ。あのまあ、何が言いたいかっていうと、そのだから時間を飛ばすってことですね。それであの言葉で何かを語るっていうだけじゃなくて、そこに音楽がある。だから、まあ、ビートルズの音楽も本当に素敵だと思うんですけども、今の音楽っていうことも合わせて聞く、それもまたあの音で時間を飛ばすってことですね。まあその時に何が触発されるのかっていうようなことが、あの僕もあの彼ら彼女たちから何が出てくるかね、あのすごく聞きたいんですよね。まあそんな事業、それを事業とはもう言わないですよねっていうことだと思うんですけど、まあそんなことをしています。Un alt lucru pe care invită pe studenți să exploreze, să încerce tot timpul în domeniul leadershipului, este să vadă care sunt reacțiile celor din jur la diferite idei, diferite produse, diferite situații, diferite moduri de gândire. Și în funcție de reacțiile celor din jur, să găsească triggers, nudges. Nudges, cum spunem în românește? Să găsească unelte, da, care ar putea provoca sentimentele pozitive necesare, pentru ca produsele respective sau serviciile respective să fie bine primite. De exemplu, muzica sau filmul. Orice, pentru multă lume, de exemplu, inspirația vine la duș, în baie. Încearcă să vezi unde te simți cel mai bine, unde ai reacțiile cele mai potrivite. Și se poate întâmpla ca de la o persoană la alta să fie total altă situație. Un lider bun înțelege chestiile astea și știe să lucreze cu emoțiile, cu diferite feluri de gândire ale celor din jur. Dacă nu reușești să-i ajuți pe cei din jur să facă lucruri pe care altfel nu le-ar face, și să creeze cât mai multă valoare constructivă, pozitivă pentru societate, ca un lider practic nu ai făcut decât să gestionezi o situație. Ești un manager de altfel. Ești doar un administrator, nici măcar un manager de încredere. Da, da.
Da, deci până la urmă este vorba despre empatie și da. Relații sociale, umane. Sunt lucrurile care până la urmă fac diferența între un lider bun și un lider poate mai puțin da. Eficient. Domnul Caida este mare fan Rihanna și a ținut musa să le spună că Life, Lift Me Up, un cântec al Rihannei, da. Da, este ceea ce îl inspiră pe el foarte tare. Am înțeles, foarte drăguț. Bine, un gând de final, poate de la fiecare, mi-ar plăcea să aud și colegii mei, cred că colegilor mei le-ar plăcea să audă cu ce gând plecați din România. Știu că majoritatea de voi ați mai fost în România, nu sunteți prima dată aici. Cei care sunteți pentru prima dată în România, sper să vă întoarceți, dar cu ce gând plecați din România? Saigo no hitokoto dekireba o hitoru zutsu o negai shitai desu keredomo, ma hajimete Rumania ni korareta kata mo irasshareba, nandu mo okoshi natteru kata mo irasshaimasu keredomo, konkai Rumania ni korarete dono youna inshou dattan desu ka? Rumania ni nokotte kore kara jinsei o ikiro to suru hito tachi ni okuritai messeji moshi areba, zehi kono bou karite tsutaete itadakeru to arigatai desu. A ja, watashi kara desu ka? Watashi wa sakuban ルーマニアに来たばかりで、はい、まだ24時間経っていないですと。で、先週はタイにいました。はい。で、2日前は日本にいました。はい。で、昨日ブリュッセルにいました。ちょっとそんな、こう、各地を転々として、いろいろと、ちょっと頭がまだ追いついてないような状態ですけれども、まあ、ルーマニアに来させていただいて、まず最初にこう何て言うんですかね、自分が住むとしたら どんな感じかなって思いながらタクシーで空港からホテルまでの道のりをこう景色を見たり、あと運転手さんと話してどんな生活してるんですかみたいなのを聞いて、で、まあ、その景色がすごく、まあ、ブリュッセルとか比べてすごい綺麗で、本当クリーンな街だなで、かつ車もみんなピカピカで、すごく秩序だった国で、失礼ながらちょっと思っていたイメージとちょっともうちょっとカオスな感じかなと思ってました。で、まあ非常にこうお会いする方々の皆さんのメンタリティとすごく誠実でかつ真面目な印象を受けまして、そのラテンの皆さんのその情熱みたいなところもきっとこのうちに秘めながらいらっしゃるのかなと思っていて、で今日いろんな方々とお話しさせていただいて、その日本という国はどうですかみたいなことをおそらく皆さんの今の生活と比べての質問だと思うんですけど、いろいろいただいて非常にこの国の発展に対して真面目に考えてらっしゃる方が多いなと、すごく感銘を受けまして、でおそらくそのそういった皆さんのそのメンタリティを持ってらっしゃって、かつ産業も非常に発展している、これから発展していくだろうというふうに思いますし、私自身ここにこう招いていただいて、かつヨーロッパ全域をまあセールスとして見させていただいている中で、こういろんなコラボレーションを今後しながら、まあ、皆さんの発展っていうところにこう一緒にやっていきたいなというふうに思っております。ありがとうございます。はい、domnul Azuma a venit în România ieri seară. N-au trecut nici măcar 24 de ore de când este în România. Ieri seară a mers în centru vechi, a luat cina la Hanul Maniuc. I-a plăcut foarte mult mâncarea în România. Înainte de România a fost în Thailanda și în Japonia. E cu diferența de fusolar după el foarte mare. Și foarte sincer vorbind, auzise multe lucruri despre România, multe lucruri încurajatoare, multe lucruri mai puțin încurajatoare, dar pentru el a fost o experiență extraordinară. De la aeroport până la oraș, a stat de vorbă cu șoferul de la taxi, lumea este foarte, foarte pozitivă. Orașul, în primul rând, este frumos, este curat, este modern. Sunt lucruri pe care nu se aștepta să le găsească în România. Într-adevăr, a văzut foarte multe mașini noi pe stradă în România, mult mai multe decât în alte părți ale lumii. Se aștepta să facă un haos în România. Sincer, n-a văzut nici urmă de haos. Pur și simplu este o țară nouă, cu o mentalitate foarte constructivă,
la KPMG, la București, a întâlnit foarte mulți tineri serioși, pasionați de carierele lor. S-a simțit, deși este musafir la noi în țară, s-a simțit ca acasă, pur și simplu. Și se gândea deja azi dimineață în drum spre birou cum ar fi dacă ar locui în România. Oarecum i-ar prii. A văzut atât de multe industrii noi dezvoltate în România, la fel care se aștepta să fie subdezvoltate. A văzut atât de multe parcuri, atât de lume foarte bine îmbrăcată. Îmbrăcată cu gust, îmbrăcată elegant. Pur și simplu se simte fericit. Este un spațiu unde se simte nu numai acasă, dar e un spațiu în care simte bunăstarea. Super, mulțumim mult! Arigat! Și ultimul mesaj era pentru lumea interesată de Japonia să căutăm oportunități de colaborare cu organizații, companii din Japonia, să încercăm să invităm cât mai mulți japonezi să vină pe aici, prin România, și să încercăm să facem cât mai multe lucruri frumoase împreună. De acord! ありがとうございます。サトシ先生はどうでしょう。はい、そうですね。ルーマニアと日本は、例えば自然をとても大事にして好きなところと、あとは食事ですね。はい、美味しい食べ物に目がない。そして、歌うのが大好きで、ダンスも大好きっていう、そういう大きな共通点はもちろんたくさんあるんですが、例えば相違点で言うとですね、日本という国、私が乗用車ばかり設計してきた理由もあるんですけど、普通を良くしたいんですね。人々の生活 そのとてもその派手な部分ではなくて普通の部分を良くしたいというのがあります。でこれはまあ日本の文化が例えば料理するにしても塩とかソースとかそういったものではなくて出汁というものをですね良くすることで料理全体の味を良くするという考え方があります。で私はそれが大好きでこの仕事をやってきたわけですけども例えば一方でですね地味な仕事ばかりやり続けて前向きな気持ちが近年ですね日本は減ってきている気がするんですね。これはルーマニアに来ていつも思うんですが皆さんとても前向きで熱意があってこれはちょっと日本に持って帰りたいんですよ。と同時に、日本からは普通を良くする、半径5メートルの人たちをいかに幸せにするかみたいな地味かもしれないけど、ルーマニアの社会に持ってくると多分皆さんのインフラが良くなったり交通が良くなったりということに実は貢献ができるんじゃないかなと思ってますので、できればルーマニアの皆さんと日本が仲良くできてですね、これからいろんなことを一緒にやっていけたらいいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。domnul Ishiguro a venit în România de câteva ori. De fiecare dată când vine este foarte încântat, în primul rând de mâncare și apoi de natură. După cum am mai explicat, japonezii sunt foarte interesați de ce se întâmplă cu mediul înconjurător. Se simt foarte bine în mijlocul naturii și pentru că este așa de multă natură diversă în România, pentru dumnealui, România este un loc extraordinar de plăcut. Cântece, muzica în România, la fel îl atrag foarte tare. Ceea ce simte în Japonia, însă că ar fi parcă altfel decât în România, este situația de normal. Situația de mediocritate. Japonezii sunt foarte conștienți că atâta vreme cât nu reușești să ridici mediul mijlociu din societate la un nivel mai sus. Și asta nu înseamnă neapărat bogăție economică. Înseamnă emancipare culturală, emancipare emoțională. Acestea sunt niște lucruri care se pierd odată cu industrializarea. Și ar vrea să încurajeze foarte mult pe tinerii români să se gândească foarte bine ce le priește lor cel mai tare. Cum am putea să facem să fie mai bine pentru toată lumea? Cum am putea să facem să avem într-adevăr o infrastructură care să priască atât oamenilor care lucrează și locuiesc în orașele mari, cât și celor de la țară? Da. Cum am putea să fie cât mai bine pentru toți? Asta este un lucru unde, într-adevăr, Japonia, domnul Ishiguro gândește că are un avantaj competitiv. Într-adevăr, așa este. Și poate împreună putem să găsim sisteme de colaborare, oportunități de colaborare, să învățăm unii de la alții și să facem să fie lumea din ce în ce mai bună. Super, mulțumim mult. Arigato. Mulțumim. Eida-san. Kyou ne, saisho watashi kaze no hanashi o shitan desu keredomo, もう一つやっぱり水ですよね。もう一つのお話、水。ルーマニアに限らずどこに行ってもやっぱりそういうことをすごくこう
大切にその感じる、まあ、飲む水もそうですけど、まあ、あのホテルのね、あのトイレもそうですね、シャワーもそうです。あのホテルのトイレの話僕ここでしだすと多分止まらないのであのなんですが、あのぜひあの皆さん、あの KPMG の方経費たくさんありますよね。あるでしょう、ね、あるでしょう、たくさんあるので、あのぜひ会社からあのたくさん経費出していただいて、あの1週間でも2週間でも日本に来てください。それで日本のね、あの水を一度味わってみてください。それは先ほど言いました、飲む水もそうですけれども、あの耳で感じる水、滝の音、流れる水、いろいろありますよね。それで本当にあのホテル泊まった時にぜひ日本のトイレを 120% 味わってみてください。それでもう一つはやっぱり温泉にね、ぜひ皆さん行かれるといいかなと思います。温泉に行かれて、あの日本の温泉という、まあ、水なんですけども、大地のパワーとね、あのフォースを持った水だと思うんですけども、そこにあの皆さんの体をずっとこうあの浸した時にね、あのどんなふうなことを感じられるのかっていうことがすごくいい体験になると思うんですね。まあその体験をしてあの日本に帰られると、あのこちらでのね皆さん の何かが変わるかもしれません。それ何がどう変わるとかいうことはその僕は分かりませんし、その人 あの人生がそれにリアクションするということだと思うんですけど、うん、まあそんな機会をねぜひ持っていただくといいかなというふうに。全然質問に対して答えてませんけれどもまあ日本に来ていただくといいかなと思いました。はい、la început ne-a povestit despre vânt și impresiile lui despre vânt. Totodată este foarte conștient de importanța apei în natură, o importanța apei pentru oameni. Ar dori să invite lumea care lucrează la KPMG în Japonia să sosească în România, să poftească și prin Japonia și să încerce ape. Apă de băut, apele termale din onsen, izvoarele fierbinți, apa de la, chiar potabilă de la hotel, să vadă cum este și o toaletă în Japonia. Domnul Kaida este foarte mândru de toaletele din Japonia și își dorește ca într-o zi și românii să fie mândri de toaletele din România. Că tot veni vorba de pe apă, încă o dată invitația foarte puternică pentru a experimenta izvoarele termale, băile termale din Japonia, de a închide ochii și a uita de viața cu zi, de zi cu zi, și a încerca să simți ce înseamnă să fii japonez. Wow. Și să păstrezi sentimentele respective cât mai mult, să le iei cu tine, să le aduci acasă în România și să încerci să le construiești, să le dai o formă românească, să vedem ce iese. Super. Dumnealui crede că inspirația japoneză cu creativitatea românească ar fi un mariaj excepțional. E o provocare, într-adevăr. Cristian, tu, cu ce gânduri? Pentru că tot a venit vorba de creativitate, trebuie să recunosc, de fiecare dată când sunt în România, sunt foarte impresionat de creativitatea românilor. Pentru noi nu există. Așa. Lucru pe care trebuie să vă mărturisesc, în Japonia nu-l avem tot timpul. Suntem foarte disciplinați, lucrăm corect, lucrăm curat, dar totodată ordinele se execută, nu se discută. Iar creativitatea pur românească, tipic românească, haide să încerc și chestia asta, haide să rezolv și chestia asta, nu caracterizează japonezii din zilele noastre. Uh-huh. Sunt mult mai obedienți, sunt mult mai muncitori, sunt mult mai ascultători. Și cred că le-ar prinde foarte bine să învețe un picuț cum este să fii într-adevăr creativ și să fii creativ ad hoc. Un exemplu, de exemplu, astăzi, când am venit la dumneavoastră, nu le-am spus niciunora dintre colegilor din Japonia ce vom face. Lucrul acesta este total neacceptat în Japonia. Pur și simplu este undeva între bagiocură și glumă proastă. Dar am încercat să le ofer oportunitatea de a simți cum este România, să discute cu noi, fără să aibă nimic scriptat, fără să aibă nimic în fața ochilor din care să citească, să trebuiască să răspundă,
și să guste un picuț din creativitatea spontană a românilor. Exact, să ne descurcăm. Ne-am descurcat, cred, destul de bine, nu? Sper că, da, din punctul meu de vedere, cred că ne-am descurcat foarte bine. Eu vă mulțumesc foarte mult. Mi s-a părut o discuție foarte interesantă și cred că plecăm cu multe idei și multe gânduri profunde la care merită să continuăm să ne gândim în continuare. Noi vă mai așteptăm în România. Ne face mare plăcere să vă avem alături de noi. Și noi în Japonia. Și da, avem o invitație deschisă, înțeleg, pentru a călători în Japonia. Și da, rămânem cu siguranță în legătură. Arigato! Arigato gozaimasu! Cu plăcere! Cu plăcere! Mulțumim! Mulțumim mult de tot și vă mai așteptăm la următoarele ediții Inspirational Talks. Mulțumim! La revedere! La revedere!